această conferință de presă a USR Neamț. Apreciez foarte mult prezența dumneavoastră în număr atât de mare la acest moment, pe o vreme care începe să fie capricioasă. Ne așteaptă un an greu, important, fără să amintim de faptul că este deja o toamnă grea. Sunt multe situații aparte, ca să nu spun grele, pentru fiecare român care acum trece printr-o dificultate ca urmare a schimbărilor legislative și fiscale și de taxare pe care acest guvern le implementează. Vom dezvolta acest subiect. Voi face un scurt raport al activității noastre ca USR în Parlamentul României. Înainte de a vă prezenta agenda națională, voi aminti foarte scurt un moment de mare însemnătate simbolică pentru cei care sunt sensibilizați de ce înseamnă tragediile istoriei. După cum știți, sunt liderul unui grup de 93 de parlamentari din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei la Strasburg, APCE, unde am fost raportor acum o lună pe un raport care a consemnat un element absolut istoric pentru întreaga Europa. Desemnarea Holodomorului, agresiunea față de țărani și pătura mijlocie din Ucraina sovietică, drept genocid. Este o reparație istorică pe care Europa o face prin această recunoaștere față de cei care acum 90 de ani au suferit și au murit în urma acestor politici criminale. Și este bine să menționez acest lucru, să se știe și acasă că da, noi românii, noi vecinii am pus un element corect în istoria europeană, menționat într-un raport care a fost preluat de către președintele Zelenski. Și da, suntem implicați și internațional pentru a ajuta țara vecină care trece printr-un război de agresiune și pentru că reconstrucția va începe de aici. Și este normal să fim prezenți acum pentru a fi prezenți apoi cu legitimitate și cu apropiere și în procesul de reconstrucție care va urma terminării acestui război. Parteneri și la greu și la bine. În ultima perioadă au trecut niște legi importante inițiate de către USR în Parlamentul României și foarte multe dintre ele au un caracter social. O să vă dau câteva exemple. Am votat legea conform căruia persoanele care au un handicap ireversibil nu vor mai trebui să se prezinte la o comisie de specialitate pentru a li se reconfirma încadrarea în gradul respectiv de handicap. A fost o scăpare a sistemului social din România din ultimii 10 ani. USR a făcut dreptate pentru sute de mii de persoane care, într-o măsură sau alta, se încadrează în această categorie. Dacă ai o mână amputată, este evident că acea mână nu va mai crește la loc. Dacă ai un handicap care te face să nu te poți mișca și este de o natură ireversibilă, este foarte normal să existe această prevedere. Deci noi, USR, am făcut dreptate. De asemenea, pentru nevăzători am inițiat o lege care a și trecut prin Parlament, care permite câinilor care însoțesc persoanele cu acest fel de dezabilitate să poată să intre în orice spațiu public care până acum era interzis. Deci am prevăzut o neîngrădire a persoanelor cu dezabilități însoțite de câini în toate locurile publice. Iar acum exista această scăpare, adică dacă se făcea exces de zel într-o anumită instituție sau într-un spațiu public consacrat, tu, ca persoană cu acest handicap, nu puteai să vii însoțit de câine. Și de asemenea, o dreptate pentru mamele, pentru persoanele gravide, care aparțin meserilor liberale și care întâmpină dificultăți de sarcină pentru a putea beneficia de concediu medical în timpul sarcinii. Deci este o reparație pentru o categorie profesională aparte, cea a antreprenorilor care își plătesc asigurări de sănătate, dar care în condiții de sarcină cu mare dificultate
nu ar fi putut beneficia de acest concediu medical din timpul sarcinii. Mai departe, avem o problemă cu pensiile speciale în România. Varianta adoptată de către guvern este hilară, este o bătaie de joc, care va repara o situație abia peste 35 de ani. Am votat împotriva acestei legi, așa zisorul, pensii speciale care sunt acordate unor categorii profesionale. Noi considerăm că avem nevoie de o reformă mai degrabă radicală, cu claritate și cu efecte imediate, nu peste 35 de ani. De asemenea, fac apel și reiterez apelul colegilor și al președintului Cătălin Drulă de a nu implementa prevederea legală care menționează pensii speciale către primari aleși locali. Și noi mereu am contestat, în primul rând, acest beneficiu și am făcut ca ordonanța respectivă să aibă efecte prorogate începând cu fiecare 1 ianuarie, când această lege ar trebui să fie implementată. Mai departe, voi da cuvântul colegilor mei, nu înainte de a menționa o situație gravă, tristă, evident de tristă, la Spitalul Județean Neamț, împreună cu colegii Florin Zaharia și cu Corneliu Bontaș. Am fost în trecut în audiență la fostul manager al spitalului, punând la dispoziție tot ajutorul nostru pentru a colabora dincolo de apartenența la un grup de opoziție sau putere în cadrul Consiliului Județean, pentru a ajuta în buna desfășurare a activităților și finanțarea spitalului. Și răspunsul primit atunci a fost că avem o colaborare foarte bună cu Consiliul Județean. Tot ceea ce solicităm, primim, nu avem nevoie de ajutor. Asta a fost răspunsul. Am rămas șocat. Iată că lucrurile nu stau așa și oricine intră în spital vede acest lucru evident, arată jalnic, dar și mai trist dincolo de situația de față este că, personal, sunt foarte pesimist cu privire la fezabilitatea implementării proiectului Spitalul Nou, care pe zi ce trece, cu orice întârziere, are mari șanse să iasă din termenul de implementare a proiectului cu finalizare în 2026. Între noi fie vorba, și o spun public, se pot admite mici întârzieri. Mici întârzieri nu înseamnă 4 ani, nu înseamnă nici 3 ani, nu înseamnă nici 2 ani și jumătate. Pot fi întârzieri care pot fi justificate și pot fi abordate într-o negociere. Dar nu cred că se va discuta despre o întârziere mică, ci despre un eșec total printr-un proiect care nu va putea fi dus la îndeplinire, pentru că va ieși în totalitate din orice termen rezonabil pe implementare Spitalul Județean. Iar noi aici am avut un lucru foarte important și a fost aportul guvernării USR, PNL la vremea respectivă, cu un ministru care a acordat atenție sănătății și a făcut un apel pentru trimiterea propunerilor de spitale construite de la zero. Și în acest context, în această dorință de a redresa un sector important în România, anume sănătatea, apare și povestea spitalului din Neamț, care este înscris pe lista finanțării prin PNRD, program gestionat de către USR acum 2 ani, dar care, ca urmare a proastei guvernări de la nivel județean, se încadrează în limitele ce am spus mai devreme. O frică de a nu fi implementat din cauza mai multor amânări nepermise. Sper să-și facă treaba responsabilii locali, pentru că nu ține de o decizie centrală mai departe, ci de celeritatea cu care se vor mișca autoritățile locale. De asta fac un apel la președintele DCJ și mai degrabă la președintele PSD, că înțeleg că președintele de Consiliul Județean Interim are de fapt mai puțină putere, și fac apel la colegul de la PSD, președinte, să acționeze cu celeritate și să nu piardă nicio zi
din munca pe care trebuie depusă pentru a primi cât mai repede banii pentru a începe construcția Spitalului Județean Nou. Foarte, foarte important. Despre asta va vorbi mai mult colega mea, Marinela Apostol, liderul consilierilor USR din cadrul Consiliului Județean Neamț, despre asta și despre mai multe subiecte și apoi voi prezenta și pe ceilalți colegi care vor interveni. Marinela, ai cuvânt. Bună ziua și bine ați venit! Într-adevăr, noi suntem patru consilieri județeni USR în Consiliul Județean Neamț și împreună cu ceilalți colegi suntem atenți la tot ce se întâmplă, toate proiectele și la toate inițiativele care le are conducerea Consiliului Județean Neamț și în special cele primordiale, spitalul, apa SERV și toate cele care sunt foarte importante pentru bunăstarea nemțenilor. Dacă ne întrebăm ce ne dorim noi toți într-o zi oarecare, și politicianul și omul de rând și cei cu o condiție socială mai bună și cei cu o condiție socială mai puțin bună, spunem că ne dorim sănătate. Dar se întâmplă ca de multe ori să ne îmbolnăvim sau poate se îmbolnăvește cineva apropiat nouă, ceea ce este și mai grav. Și atunci trebuie să apelăm la serviciile medicale. Bineînțeles, căutăm servicii medicale de calitate. Și aici mă refer nu neapărat la medici, ci la condițiile din spital. Aud tot mai des că sute de nemțeni aleg să își ducă pe cei apropiați într-un spital dintr-un alt județ. Și de ce facem lucrul acesta? Și eu am fost pusă într-o asemenea situație și într-adevăr am luat aceeași decizie. Pentru că deja persoana respectivă este bolnavă și ca să nu sporim disconfortul, alegem condiții de spitalizare mai bune. Noi, din poziția de consilieri județeni, am aprobat și am susținut toate inițiativele și toate proiectele, fie ele că au fost studii de fezabilitate, fie că au fost alocări de fonduri. Am avut discuții cu managerul spitalului. Ba chiar zilele următoare avem programat o întâlnire cu noul manager pentru a înțelege mai bine nevoile și a le prioritiza. Pentru că nevoi sunt destul de multe la spital, dar trebuie să le, ca un bun gospodar, ar trebui prioritizate și văzut, în primul rând, de unde se poate începe ca să se schimbe cumva fața spitalului. De asemenea, ne-am opus proiectului, când a fost încetat proiectul cu fluidele. Noi considerăm că ar fi trebuit să se facă din el cât mai mult, până la sfârșitul anului, și apoi asigurată cofinanțarea. Cât despre spitalul, sediul noului spital, l-am susținut chiar și atunci când poate nimeni nu credea, poate și atunci când am primit proiectele pe ultima 100 de metri. Am susținut și am făcut-o doar pentru nemțeni, pentru sănătatea lor. Așadar, fac apel la Consiliul Județean și la noul manager să înceapă să dea o nouă față acestui spital, pentru că în acest moment pe acesta îl avem. Până la când o să ajungă să construim un nou spital la standarde europene, momentan aici trebuie să ne tratăm cu toții. Și este foarte important. Dar, dacă vreți să discutăm despre celelalte probleme din județ, aceeași problemă ar fi și apa SERV. Criza apei din ultimele luni au făcut ca nemțenii cumva să-și piardă răbdările și să ajungă să facă proteste, atât în Târgu Neamț, cât și cu siguranță în alte zone, sunt nemulțumiți. Dar acum, în principala zonă în care sunt probleme, este cea din Târgu Neamț și comunele învecinate. Și acesta se datorează conductei care are poate 10 de petice, cea care vine din Preutești, care traversează comuna Răucești și satul Lungheni. Cunosc foarte bine situația de acolo, pentru că eu sunt din comuna Răucești și văd zilnic intervenții asupra conductei și pot să vă spun că probabil că în ultimii 10 ani a fost înlocuită doar câteva sute de metri din acea magistrală. În schimb, a fost peticită rând de rând, poate și zilnic, cu siguranță și cei din Consiliul Județean și directorul APA SERV, cumva s-au și săturat de mine pentru că vin zilnic cu sesizări din partea oamenilor și din partea locuitorilor, și de-a nu numai de acolo. Preluăm
sesizări și din Piatra Neamț și din zona Roman și toate le aducem la cunoștință, dar nu putem să facem altfel, pentru că, în primul rând, trebuie să căutăm o soluție pentru rezolvarea acestei probleme. Din punctul meu de vedere, singura soluție este înlocuirea totală a magistralei. Și, foarte important, schimbarea traseului. Pentru că, în acest moment, conducta respectivă traversează satul Răucești exact pe stradă. Deci nu are o rută ocolitoare, nu trece pe teren, trece fix pe stradă. Și ca să intervină de foarte multe ori asupra conductei, se sparge asfaltul. Așadar, locuitorii în acea zonă, nu este suficient că trebuie să suporte lipsa apei. Ba mai mult, trebuie să suporte și disconfortul creat de spargerile zilnice. Și să nu credeți că după strada este adusă, carasabele este adus la starea inițială. Nu, este aruncat o roapă de petriș, două și rămâne așa ani de zile. Ba mai mult, în unele zone chiar au ajuns să crească buruieni pe stradă, pe un drum asfaltat, vorbesc, drumul care era deja asfaltat. Deci soluția care o văd pentru rezolvarea acestei probleme, aceasta este. Alte intervenții care noi le-am avut în Consiliul Județean și interpelări au fost în atenția noastră și străzile, drumurile județene. Datorită solicitărilor și implicării noastre am reușit balastarea unui drum județean, drumul 155B. De asemenea, a fost sistematizată intersecția la Papuc, tot datorită interpelării noastre, și zi de zi preluăm fel de fel de solicitări din partea locuitorilor și încercăm să le rezolvăm cum putem mai bine. Mulțumesc, dau mai departe cuvântul colegului meu, președintele USR Piatra Neamț, Manuel Iacob. Manuel. Mulțumesc. Bună ziua! Eu o să discut despre impactul măsurilor fiscale care au intrat astăzi în vigoare asupra mediului privat. Eu lucrez zi de zi cu antreprenori și în ultimele două săptămâni toată lumea este debusolată, nu știe ce o să se întâmple și încerc să le explic că ar trebui să ia atitudine, să vorbească cu persoanele din conducerea politică a județului unde se află pentru a schimba acest lucru. De fapt, ce au făcut PSD, PNL, cu acceptul președintelui Iohannis, care a semnat efectiv triplarea tuturor taxelor pe venit și înființarea altor taxe, se poate rezolva pentru un singur lucru. În loc să pună dopul la cadă, au dat drumul la cadă și mai mult, fără să fie vreo șansă să se umple la loc. Nu au intervenit asupra pensiilor speciale, nu au redus cheltuielile fiscale, au pus chiar și al 14-lea, 15-lea salariu pentru niște speciali, chiar și au mărit indemnizațiile în CEA-urile naționale. Evident că nu asta este soluția. Noi am depus o moțiune de cenzură împotriva ministrului Boloș, din păcate a fost respinsă. El, în loc să vină cu reforme, a venit cu suprataxare. Asta este soluția cea mai la îndemâna lor, dar care pe termen lung va înfrâna și mai tare economia. Ca să aveți o idee, și acestea sunt cifre calculate de jurnaliști, între 1 ianuarie și 31 august, statul român s-a îndatorat cu 89 miliarde lei. Aproape 51.000 de euro pe minut. Unde credeți că vom ajunge în ritmul ăsta? Vom ajunge și mai săraci, și mai strâmtorați, iar unii oameni vor căuta salvări pe moment, gen jocuri de noroc, păcănele, vestitele păcănele, unde tot PSD-PNL s-au opus unui proiect de bun simț. În Senat s-au respins toate inițiativele USR, prin care personalul și persoanele din Comisia de Supraveghere nu pot participa la jocurile de noroc și cea de-a doua privind necesitatea vizării de către primărie a amplasamentului de noi săli de jocuri. Pentru că acum, dacă sunt 10 săli de jocuri una după alta, primăria nu poate interzice funcționarea lor, totul vine de la București, de la ONJN. În plus, nu s-a luat nicio măsură pentru a elimina sălile de păcănele din oraș, ci doar o mărire de taxe, cel mai la îndemână. Și pentru că este gaura la buget, cea mai necesară pentru ei.
În ciuda ce se întâmplă, am și o veste bună. Sunt oameni care vin să se îndreaptă spre politică, vin care se înscriu din ce în ce mai mulți oameni cinstiți în partidul nostru, care este considerat cea mai viabilă și cea mai cinstită soluție la momentul acesta. Pe lângă nemulțumire și revoltă, oamenii ne văd ca pe partidul care le reprezintă cu adevărat interesele. Pentru niște cifre și date o să-l invit pe colegul meu, pe Florin Zaharia, care se ocupă de partea de extindere a USR Neamț. Mulțumesc! Mulțumesc, Manuel. Bună ziua! După cum au spus și colegii mei, situația din județ nu este prea bună. Spitalul județean, o card de infecție, apa ser, avarii zilnice, probleme, cetățenii așteaptă soluții. Soluțiile nu le pot da decât politicienii, pentru că s-a ajuns în România la un așa nivel de politizare în care orice decizie care impactează viața noastră de zi cu zi este în pixul și în votul unui politician. Pentru asta, toți cei care vor să se implice sunt așteptați alături de noi. USR este singurul partid liberal din România. Știm cu toții dezastroaza și monstruoasa coaliție de la guvernare dintre partidele așa zis antagonice, PSD și PNL, care de fapt sunt aceeași mărie, dar cu altă pălărie. Noi continuăm munca de extindere în județul Neamț. În prezent avem 55 de filiale. Targetul nostru este ca să avem candidați în toate comunele și orașele județului, candidați cu șanse. Ne dorim dublarea numărului de aleși locali, ajungem la 150 de aleși locali, precum și dublarea numărului de primari. Pentru a exemplifica faptul că alături de noi vin oameni valoroși, oameni care au o carte de vizită și cu experiență sau fără experiență politică. Noi am început o campanie de promovare a noilor membri. Pot să vă spun că în ultima lună în USR, la nivel de județul Neamț, s-au fost validate 20 de adeziuni. Urmează și în perioada următoare, chiar astăzi avem o nouă ședință de birou județean unde vom valida alte adeziuni. Urmând pentru ca în perioada următoare să definitivăm și candidații la alegeri la primării, consilii locale și consiliul județean. Spuneam de noi colegi, avem alături de noi o nouă colegă, proaspăt membru USR, jurnalist cu 13 ani de experiență, experiență politică, vă spune, un om care a demonstrat de-a lungul carierei că poate să facă diferența prin implicare și prin dedicație și suntem foarte bucuroși să o avem alături de noi, doamna Teodora Abaciu. Mulțumesc, colegi! Bun găsit tuturor! Vreau să mulțumesc tuturor colegilor din USR Neamț care mi-au făcut această invitație de a le fi membru și pentru că au avut încredere în mine. Am început discuțiile de mai multă vreme, le-am cerut aproximativ 2 luni în care să mă gândesc dacă este bine să fac acest pas sau nu. Și vă spun sincer că am analizat cu foarte mare atenție, ca de fiecare dată, orice decizie importantă pe care am luat-o personal și profesional. Și am ajuns la concluzia că dacă ne dorim pe viitor ca noi sau copiii noștri să avem o șansă reală de a trăi în România într-un mod decent, trebuie să continuăm să ne implicăm. Fiecare om va decide modul în care se implică. Eu am considerat că este bine să continui să aduc aportul și toate cunoștințele mele să le pun la dispoziția celor care își doresc cu adevărat ca România să meargă pe drumul
pro-atlantic și pro-european. Pentru că până la urmă ne gândim și pentru ziua de astăzi, ne gândim și pentru ziua de mâine, dar cu siguranță este absolut necesar să ne gândim pentru anii care urmează. Fiecare dintre noi care am ales să rămânem în țară, am ales să facem asta din vari motive și cu toții merităm să trăim decent la noi acasă. Recunosc că de multe ori m-am gândit că poate ar fi mai bine să emigrăm împreună cu familia, dar până la urmă decizia pe care am luat-o a fost să rămânem, cel puțin deocamdată, și pentru că eu am un copil care își dorește să continue studiile în România. Iar datoria mea ca părinte, dincolo de orice altă datorie, este să-mi susțin copilul până la capăt. Prin urmare, după multe discuții și după încercări de persuadare, colegii de la USR au reușit să mă convingă. Sunt parte din echipa lor, întotdeauna am făcut parte din diverse echipe și mereu am considerat că a fi membru într-o echipă înseamnă multe lucruri importante de care trebuie să ții cont. Le-am analizat înainte de a face acest pas și, prin urmare, sunt astăzi în fața dumneavoastră. Mulțumesc și bun venit din nou. Teo, mă bucur că ești alături de noi. Ne unesc foarte multe lucruri. Cele mai recente sunt acțiunile pentru conștientizarea nevoii de autostradă, autostrăzi. De asta și Teo a fost apropiată de mișcarea civică, care a susținut în mod complementar lupta pentru dreptatea istorică care trebuia să se facă Moldovei prin investițiile pentru autostradă, guvernarea din care a făcut parte USR, prin negocierea coordonată de către Cristian Ghinea, a făcut dreptate Moldovei alocând 3,5 miliarde de euro doar pentru autostradă de la Cluj până la Pașcani, care se construiește acum. Deci nu este o promisiune, se face. Iar spre deosebire de proiectul, și o spun cu părere de rău, aproape semi-eșuat, Spitalul Județean, atât a 7 până la Pașcani, cât și partea de câmpie a 8, de la Leghin Vânători până la Moțca, se va face. De asta mă bucur că ești alături de noi și așteptăm pe toți nemțenii, pietrenii, romașcanii, toți oamenii din Târnemțenii, din comunele, din județ, dacă vor să facă o schimbare în comunitatea lor, noi avem echipa și valorile corecte pentru a începe o construcție solidă, de la care să mergi cu conștiința împăcată în fiecare seară la ai tăi, făcând bine în comunitatea ta. Înainte de a încheia și a avea o sesiune de întrebări și răspunsuri din partea noastră, vă prezint cartea colegului meu, Cristian Ghinea, cel care a făcut PNRR-ul, Cine a făcut România, Răscrucile noastre, carte extraordinară care pune într-o perspectivă istorică mișcările de reformare și mișcările liberale din România ultimilor 160 de ani. Cristian va fi prezent săptămâna viitoare la Roman, unde își va lansa cartea sâmbătă viitoare la ora 19. Vă așteptăm cu drag și pentru această prezentare și pentru discuții la final împreună cu fostul ministru, colegul Cristian Ghinea, care prin negocierea făcută a făcut o dreptate Moldovei prin investițiile care se fac pe A7.